Ce, doamnă, azi ce faci? Nu vin la lucru. Niclas. Da, tu mergi cu el la cosit. Și când vine glăduț, voi merge să puneți tegulețele. Mergem la Berexău Mare. Mediu. E dezastru. Veniți cu soluția. Camere. Eu știu. Bani de unde? Anul viitor, nu de da. Acum trebuie soluția. Aici n-am fost cosit niciodată. Am fost numai răstar să și vede. Numai pom, tot. Am curățat, uite, și aici. Uite, să-l filmez și aici, tot. Altă problemă, uite, altă viață. Mi-a să vede că e cosit. E... Și încă mai avem jumate în partea aia altă de cosit. Să fie la nivel tot. Bine? Și ăștia să faie la urmă, după ce da. Vedem unde dă poartă. Gata cu vorbăria, am trecut la treabă. Suntem la cimitirul de la Berexăul Mare, unde am finalizat gardul care este început de 5 ani, tot în zona cimitirului Berexăul Mare. Din discuțiile avute cu domnul primar, primăria Săcălaz vrea să realizeze o parcare de 30-40 de locuri.